Așa cum au putut constata telespectatorii noștri și la ultima ședință a Consiliului Județean Neamț, au răzbătut tensiunile existente între actualul președinte Emilia Arcan și secretarul județului Daniela Soroceanu. Aceasta a reamintit jurnaliștilor că nici la vremea când era vicepreședinte nu a fost mulțumită cu atribuțiile pe care le avea, care îi fuseseră restrânse tocmai prin influența secretarului Soroceanu asupra președintelui de atunci al Consiliului Județean. Păi nu eram mulțumită și v-am explicat de ce. Pentru că scriptic erau trase liniuțile și atribuțiile, dar faptic nu mai eram pe aceeași lungime de undă, pentru că printr-o altă dispoziție eu nu mai aveam drepturi să coordonez activitatea pe acele departamente. Cu alte cuvinte, deși exista pe linia căsuțelor... Exista liniuța, dar dispoziția bate liniuța. Noul șef al legislativului județean a declarat că nu-și dorește decât să fie în instituția pe care o conduce ordine, disciplină, grad de subordonare, eleganță și simț de răspundere. Funcționarii trebuie să vină la serviciu cu plăcere și nu cu încordare. În linii mari, eu am vrut să responsabilizez pe toți directorii de direcții. De ce mai avem direcții? De ce mai avem directori? De ce avem retribuții pe măsură? Să muncească! La rândul dânșilor au șef birou, șef servicii și așa mai departe. Eu sunt omul care trebuie să-i pun la treabă și să le cer. Dacă se ștrangulează pe undeva, nu mai sunt de acord. Drept pentru care, cât voi sta? O săptămână, o lună? 2 luni, 3 luni, eu vreau să fac treaba așa cum scrie la carte. Secretarul județului are atribuții foarte multe, așa că îi dăm posibilitatea să le facă cu profesionalism, așa cum le-a făcut și până acum. Dar atât, atribuții de secretar de județ. Nimeni nu se va băga peste dânsa, peste atribuțiile secretarului de județ, așa că are totul la dispoziție să-și desfășoare activitatea în condiții onorabile. Președintele Emilia Arcan a amintit de starea de neliniște și neînțelegere pe care secretarul Daniela Soroceanu l-ar fi răspândit în rândul funcționărimii din Consiliul Județean. Aceasta evoca și scene care nu ar trebui să aibă loc într-o instituție publică de talia Consiliului Județean. Eu îmi doresc ca în Consiliul Județean să existe o disciplină, să existe un grad de subordonare, astfel încât să înțeleagă și salariatul că vine la serviciu să facă treabă. Dacă a înțeles de-a lungul timpului că se mai foloseau expresii că dacă te trântesc cu capul de pereți, ce părere aveți dumneavoastră? Păi au fost momente când se făceau amenințări de genul ăsta. Păi o să vă spun mai multe amănunte într-o altă conjunctură. Deci este inadmisibil. Deci, o să vă spună cel care a fost în cauză. O să vă facilitez această întâlnire. Da? Pentru că astea nu sunt de la mine și nu vreau eu acum să mă transform în altceva. Deci eu am spus, vreau eleganță, vreau bun simț, vreau să ne respectăm unii pe alții, vrem să respectăm această instituție de prestigiu, nu cer altceva și nu cer foarte mult. Dar eu, în calitatea pe care o am și datorită faptului că am fost onorată să preiau această funcție, vreau să-mi fac și cu simț de răspundere și cu profesionalism. Și nu vreau să spună cineva că dacă am scos hârtiuța, s-o văd că mișcă în front. Și dacă am scos hârtiuța, e jale. Șeful legislativului nemțan vorbește chiar de o posibilă decizie de externalizare a serviciilor juridice ale instituției. Au fost făcute amenințări în ceea ce înseamnă dacă cumva îmi scoateți direcția juridică de sub secretarul județului, nu mai reprezint în instanță cu intervenții juridice. Nimic. Nu o să putem, o să externalizăm direcția juridică acolo unde nu facem față. Găsim soluții. Găsim soluții pentru că... V-am spus, o zi, o săptămână, o lună, cât îmi permite, vreau să-mi fac treaba cu profesionalism și așa cum știu că trebuie să fie făcută conform legii. Cunoscătorii susțin că tensiunile dintre Emilia Arcan și Daniela Soroceanu sunt foarte vechi, chiar de la vremea când secretarul județului era o vașnică activistă a PNL-ului, care a ajutat-o să acceadă atât la conducerea Casei Județene de Sănătate, cât și ulterior să o propulseze în scaunul de secretar general al Consiliului Județean Neamț.